Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, la capitolul 12 și vom citi de la versetul 28 până la 34. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 12, versetele 28 la 34, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta și pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care conține gândurile lui Dumnezeu. Este important să înțelegem că gândurile lui Dumnezeu sunt atât de sus față de gândurile noastre, cât sunt cerurile față de pământ. De aceea, întotdeauna când citim Biblia, este important să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne pregătească mintea, să o lumineze ca să înțelegem cuvântul și să pregătească inima să primim cuvântul. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Laurențiu. Este la balcon, tronsonul 2, fratele Laurențiu Bujorean. Unul din cărturari care îl auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: cea dintâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur și că nu este altul afară de El. Și că a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Suntem în studiul din Evanghelia după Marcu, în perioada ultimelor zile din viața Domnului Iisus, înainte de patima Lui. Așa după cum știm, în 10 Nisan, poporul Israel își alegea mielul de jertfă pentru jertfa pascală și timp de 4 zile mielul acesta era în familie ca să verifice să nu aibă niciun cusur. Și apoi, în 14 Nisan, era ziua în care jertfa mielului pentru sărbătorirea Paștelor era sacrificat. Domnul Iisus a intrat în Ierusalim în ziua 10 Nisan și în următoarele zile este cercetat de mai mari religioși ai vremii să-i găsească vreun cusur. Ei au hotărât de mult că nu-l acceptă ca Mesia. Au hotărât că vor să-l omoare. Dar acum caută un prilej, caută un motiv care să justifice ura lor față de el și condamnarea la moarte. De asemenea, dezbaterile din ziua de marți, în săptămâna patimilor, în fața poporului au menirea să găsească ceva să-l discrediteze pe Domnul înaintea norodului. Că atunci când va fi arestat, judecat, norodul să nu reacționeze. Și toate întrebările care îi se pun Domnului în ziua aceea sunt în zona templului, în prezența unor mulțimi. L-au întrebat cu ce autoritate și Domnul Iisus le-a pus o altă întrebare ca să le dovedească faptul că nu caută adevărul, ci caută prilej de acuzare. L-au întrebat dacă se cade să plătim bir cezarului sau nu, dacă este corect să accepte dominația romană sau nu. Și Domnul Iisus le răspunde iarăși: dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Apoi vin saducheii și îi pun întrebări cu privire la relațiile de familie după moarte. Și Domnul Iisus le spune: vă rătăciți și rătăcirea e mare pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și acum este ultima întrebare, ultima încercare de a-L ispiti pe Domnul și după această confruntare nimeni nu mai îndrăznește să-i pună nicio întrebare. Întrebarea aceasta ultimă este adresată de un cărturar care este reprezentant a partidei fariseilor,
dar acea partidă a fariseilor care era preocupată de toate aspectele minuscule din lege și din datina bătrânilor. Cărturarii erau cei care vegheau la împlinirea fiecarei slove din lege. Oameni deosebit de meticuloși, oameni deosebit de atenți la fiecare detaliu. Și vin la Domnul Iisus și îi pun următoarea întrebare. Învățătorule, care este cea dintâi și cea mai mare poruncă? Dintre toate poruncile, care este cea mai mare și cea dintâi? Așa că înainte de a vedea ce conține întrebarea și de ce este pusă întrebarea, am o întrebare pentru Biserica Emanuel. Câte porunci erau? Câte porunci erau? Tare. Unii zic 10, alții zic... Erau 613 întrebări. 613 porunci, iertați-mă. 613 porunci erau adunate de-a lungul timpului de partida fariseilor și a cărturarilor. Așa că atunci când îl întreabă pe Domnul Iisus, îl întreabă din perspectiva lor. Dintre cele 613 porunci, care este cea mai mare, care este prima? Acum, cele 613 porunci erau împărțite la rândul lor în mai multe grupe. Erau 248 de porunci pozitive, care spuneau ce anume să faci. Și 365 de întrebări negative, ce nu ai voie să faci. Pe lângă această împărțire în porunci care spun ce să faci și porunci care interzic, care spun ce să nu faci, mai era o împărțire a poruncilor. Poruncile care au greutate maximă, poruncile care sunt majore, poruncile care nu pot fi cu niciun chip călcate sau neglijate. Și o altă grupă de porunci care erau considerate porunci mai ușoare, porunci minore care nu au atâta greutate ca și celelalte. Fariseii și cărturarii aveau dezbateri nesfârșite între ei. Cum să așeze prioritatea acestor porunci? Care este cea mai mare, prima? Care este începutul tuturor poruncilor? Și când îl întreabă pe Domnul Iisus, învățătorule, care este părerea ta? Care este cea mai mare dintre porunci? Domnul Iisus răspunde, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. În Vechiul Testament, afirmația este, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Nu există altul. Este un singur Dumnezeu. Ascultă Israele. Și cea mai mare poruncă, dacă este un singur Dumnezeu, care e? Să-L iubești pe Dumnezeul singur, unic, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Adică să-L iubești pe Dumnezeu cu totul totului tot. Dacă este un singur Dumnezeu, acestui Dumnezeu îi se cuvine toată dragostea, adică nu rămâne nimic din noi ce nu este dăruit lui Dumnezeu. Deci care e cea mai mare poruncă? Care e cea mai mare poruncă? Mulțumesc frumos, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău. Urmează o nouă întrebare. Poate cineva iubi la comandă? Poate cineva iubi la comandă? Dacă porunca este să iubești, poate iubi cineva la comandă? Ce ziceți? Ați auzit oameni care spun că dragostea nu e la comandă. Dragostea ori vine, ori nu vine.
Dar să iubești la comandă? Spune unui băiat căruia nu-i place de o fată că îi poruncești să o iubească. Ce zice? Să te ascultă? Spune-i unei femei care nu-și mai iubește soțul că îi poruncești să-și iubească soțul. Este dragostea la comandă sau nu-i la comandă? Când ne uităm la asemenea lucruri, din perspectiva noastră omenească, e greu să înțelegem că poți iubi la comandă, la poruncă. Pentru că noi spunem, dragostea este la alegere. Iubim ce am ales să iubim. Cum să împăcăm ceea ce pricepem noi cu ceea ce ne spune Dumnezeu în cuvântul Lui? Este cea mai mare poruncă, are de a face cu dragostea. Să-L iubești pe Dumnezeu este poruncă. Nu-i sugestie, nu este opțiune, nu este facultativ, nu este dacă am chef sau n-am chef, dacă am dispoziție sau n-am dispoziție, e poruncă. Ca să înțelegem acest lucru, este important să înțelegem cum am fost creați noi. Din creație, noi am fost înzestrați cu capacitatea și cu disponibilitatea, dispoziția de a iubi. Când Dumnezeu a creat ființa umană, a creat-o cu capacitatea și această disponibilitate, această valență lăuntrică de a iubi. Altfel spus, noi am fost creați ființe iubitoare. Și pentru că din creație suntem înzestrați cu această capacitate de a iubi, orice om iubește. Niciun om normal nu poate ajunge în starea în care să nu iubească. Dumnezeu ne-a creat cu această capacitate de a iubi. Este parte constitutivă din ființa noastră. A iubi, așa cum ne-a creat Dumnezeu, este capacitatea noastră de a intra în relație. Iubirea sau dragostea are de-a face cu relația. Iubești ceva cu care ai intrat în relație. Și Dumnezeu ne-a creat cu această capacitate relațională. Din perspectiva creației, omul a fost creat în relația cu Dumnezeu. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu și a deschis pentru prima dată ochii. Pe cine l-a văzut când a deschis prima dată ochii? Imaginați-vă prima ființă umană, primul om, Adam. Când deschide ochii, este în relație cu Creatorul. I-a suflat în nări suflare de viață. Se întâlnește cu Creatorul în prima clipă a lui de viață. Dar dragostea nu implică doar relație, ci o relație în care te dărui. O relație în care te dărui celui cu care ai intrat în relație. Dragostea este definită prin această calitate a ei de a se dărui. Și când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat cu această capacitate de a iubi, adică de a intra în relație și de a ne dărui. Și citim primele părți din Geneza, capitolul 2, după ce Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului, i-a multiplicat relațiile. L-a așezat în relație cu creația. L-a așezat în relație cu grădina, cu plantele, cu animalele și apoi l-a așezat în relație cu soția și i-a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Și în această relație cu Dumnezeu și cu creația, omul învață să se relaționeze dăruindu-se. În relația cu Dumnezeu însă, spre deosebire de toate celelalte relații,
În relația cu Dumnezeu, omul ajunge la adevărata lui dimensiune umană. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Și în relație cu Dumnezeu, omul crește în această asemănare cu Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel, când vorbește despre cei mântuiți și despre creșterea lor în relație, spune: până vom ajunge toți la statura plinătății lui Hristos. În această relație este relația care ne crește spre cer. Și omul a fost înzestrat de Dumnezeu cu această capacitate de a-L iubi pe Dumnezeu și de a se dărui lui Dumnezeu. Păcatul a pus capăt acestei relații. Păcatul a rupt relația cu Dumnezeu, omul s-a ascuns de Dumnezeu, a pierdut această dimensiune a creșterii în asemănarea lui Dumnezeu, dar n-a pierdut capacitatea de a iubi. Când omul s-a întors cu spatele spre Dumnezeu, i-a întors spatele celui care l-a creat, cel în care își găsește împlinirea lui, dar n-a pierdut capacitatea de a iubi. Dar s-a întâmplat ceva cu capacitatea de a iubi. S-au pervertit relațiile și s-a pervertit conținutul. Conținutul dragostei. S-au pervertit relațiile și când omul nu l-a mai iubit pe Dumnezeu, a intrat în relații în care s-a dăruit. Dar dăruirea este una mânjită de păcat și relațiile sunt relații afectate de păcat. De aceea, omul a rămas cu capacitatea de a iubi, numai că acum iubește ceea ce nu-l împlinește, iubește ceea ce este în defavoarea lui și pe măsură ce se dăruie acestor relații, în loc să crească spre Dumnezeu, se duce tot mai departe de El. Capacitatea de a iubi a rămas. S-a schimbat direcția și s-a schimbat conținutul. Așadar, după ce s-au schimbat aceste lucruri, omul a ales să iubească altceva. Omul a continuat să iubească, dar a continuat să iubească altceva. Uitându-ne în Biblie, Biblia punctează mai multe asemenea relații pe care omul le cultivă și în care își dă dragostea. Dacă ne uităm în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2, Biblia ne spune că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Când omul nu-L mai iubește pe Dumnezeu, o alternativă la iubirea de Dumnezeu este iubirea de sine. Omul se iubește pe sine, dar nu în sensul că își poartă de grijă, ci în sensul că se transformă în propriul lui idol. Omul își face din sine însuși idolul lui. Devii propriul idol și ești idolatru, iubindu-te pe tine într-un mod stricat, într-un mod periculos, într-un mod destructiv. Și când omul se iubește pe sine, omul se hrănește din sine. Se hrănește cu propriile imagini, se hrănește cu propriile gânduri, cu propriile fapte. Și pe măsură ce este îndrăgostit de sine, omul este tot mai absorbit de ceea ce astăzi se numește selfie. Ați auzit de selfie? Selfie este această boală în care te filmezi sau te pozezi pe tine însuți ca să te uiți la tine, să te admiri. Acum, oricât te-ai admira, ascultă, Israel, este un singur Dumnezeu și tu nu ești Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu și când te iubești pe tine, te hrănești cu tot ceea ce înseamnă limitarea ta și păcătoșenia, stricăciunea. Și Biblia spune, inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Deci când te iubești și faci din tine însuți idolul tău,
păstrez capacitatea de a iubi, dar o duce într-o direcție greșită. Alții, ne spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Este idolatrie. Unii iubesc banul și au făcut din bani idol. Și au făcut din bani Dumnezeu. Și în goana aceasta, după acest Dumnezeu, aleargă până la istovire ca să adune bani. Obsedat de bani. Știam pe cineva care în fiecare seară, obsedat, se ducea la seiful de acasă. Și desfăcea seiful și număra toți banii, deși nimeni din casă n-avea cheie la seiful lui. Dar în fiecare seară număra banii și număra cu creionul sau cu pixul și hârtia ca să noteze câte bancnote sunt. Și în fiecare zi făcea contabilitatea banilor din seiful lui. Ferească Dumnezeu să se atingă cineva de banul lui. Iubire de bani. Alții, ne spune Domnul Iisus în Ioan 12:43, că au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Iubit slava oamenilor. Adică să câștigi admirația oamenilor. Vrei să faci în așa fel încât să fii pe placul oamenilor și te hrănești cu ceea ce îți acordă ei ca apreciere, ca slavă. Și ești bolnav și fascinat să ai slava oamenilor. În vremea Domnului Iisus, oamenii refuzau împărăția lui Dumnezeu pentru că voiau să primească slava fariseilor și a cărturarilor. Și pentru că slava oamenilor era mai importantă decât slava lui Dumnezeu, au respins împărăția lui Dumnezeu. Și astăzi, sunt atâtea forme în care umblăm după slava oamenilor. Ne îmbrăcăm cum le place oamenilor. Vorbim cum le place oamenilor. Și ne facem poze și ne uităm câte like-uri am primit. Și dacă ai primit like-uri mai puține, intri în depresie. Că te interesează mai mult like-urile oamenilor și vreau să vă spun că oamenii dau like-uri fără niciun fel de discernământ. Apare o pereche. Soț, soție, proaspăt, căsătoriți, se duc în vacanță și își fac poze indecente și le pun pe Facebook. Și dau like-uri și spun felicitări. Arătați grozav. Acum, când Dumnezeu a întâlnit primii oameni care erau dezbrăcați, știți ce a făcut cu ei? I-a îmbrăcat. Când îndrăcitul din Gadara a ajuns la Domnul Iisus, era dezbrăcat și când Domnul Iisus l-a vindecat, l-a eliberat de durile necurate, zice Biblia că au venit cei din Gadara și l-au găsit pe îndrăcit la picioarele lui Iisus, cum? Îmbrăcat și întreg la minte, sănătos la cap. Dar în goana aceasta, după slava oamenilor, tot mai multe femei, tot mai mult bărbați, tineri și mai puțin tineri, aleargă după slava oamenilor și se devalorizează și se compromit în lucruri care sunt absolut inacceptabile pentru cineva după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Slava oamenilor! Dragostea pentru lume, ne spune Ioan în 1 Ioan 2:15. Să nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Când nu-L mai iubim pe Dumnezeu, ne îndrăgostim de lume. Intrăm în relație și încercăm să ne găsim împlinirea în lucrurile din lume. Și Domnul spune, cuvântul spune, tot ceea ce este în lume este pofta ochilor, pofta firii și lăudăroșia lumii acesteia. Când nu-L mai iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu devii robul lumii. Este dragostea de plăceri. 2 Timotei 3:4. Iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Azi dimineață când am venit la al doilea serviciu la biserică, la Nimfeia, venim pe lângă strand, la Nimfeia, erau, nu exagerez, în jur de 400 de oameni care stăteau la coadă ca să intre. Stăteau în soare,
la coadă ca să intre. Nu mai era loc de parcare. Dar duminica, ce zice Biblia? Ziua cui e duminica? Iubitori mai mult de plăcere decât de Dumnezeu. Să-i dai lui Dumnezeu ziua aceea. Nu mai bine o dau pentru plăcere. Alții se duc la altfel de plăceri. Oamenii ajung în robia aceasta a plăcerilor. Se stimulează, se autostimulează, își produc tot felul de senzații și cred că acestea îi vor împlini. Și Biblia ne spune deasupra tuturor oamenii s-au îndrăgostit de întuneric. Și e vorba nu de întunericul fizic, că s-au stins luminile noaptea, ci e vorba de întunericul moral și spiritual. Domnul Iisus ne-a spus că El este lumina lumii. Și când a venit lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Dumnezeu este lumină. Hristos Domnul este lumină. Oamenii au rămas cu capacitatea de a iubi și iubesc aceste lucruri. Când Dumnezeu ne mântuiește, când Dumnezeu ne naște din nou, Dumnezeu ne eliberează din aceste relații păcătoase, din aceste idolatrii, ne schimbă inima, ne așează în relație cu Dumnezeu și spune lui Dumnezeu Tatăl nostru. Și noi avem capacitatea de a iubi, că este din creație, și acum porunca lui Dumnezeu este cea din tâi poruncă. Nu te lega și nu-ți lega viața și inima de nimic altceva, ci înaintea tuturor, mai presus de oricine și de orice. Este Domnul Dumnezeu care e singurul Dumnezeu adevărat. Și acum este alegerea. Așează-ți toată dragostea. Leagă-ți toată inima de El. Din toată inima ta, întoarce-te la El. Și odată întors la El, toate celelalte lucruri își găsesc locul lor. Toate celelalte își găsesc rostul lor. Relația cu toate celelalte intră în normalitate. Întoarce spatele lui Dumnezeu și toate celelalte se răstoarnă. Și viața ta se răstoarnă. Când Domnul Iisus rezumă toate poruncile biblice, toate poruncile pe care Dumnezeu ni le-a dat, spune, toate acestea au de-a face cu un singur lucru. Să ne întoarcă cu toată inima spre Dumnezeu și să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul. Și nimic din noi să nu rămână nedăruit lui Dumnezeu. Când ne-am dăruit dragostea lui Dumnezeu, ea nu se micșorează, ci se mărește. Dragostea ancorată în Dumnezeu nu se îngustează, ci se mărește. Și pentru că se mărește, am suficientă dragoste, dar sănătoasă și la locul ei pentru toate celelalte lucruri. De aceea a spus Domnul Iisus, când a chemat ucenicii și a spus așa, cine iubește pe mamă sau tată, sau frate sau soră, sau holde sau case, orice iubește mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Dacă nu sunt așezate lucrurile. Și acum ca să ne învețe, ce înseamnă dragostea care se dăruie? Dumnezeu se folosește pe sine însuși ca exemplu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Dumnezeu s-a uitat înspre noi. Dumnezeu s-a uitat înspre rătăcirea noastră. Înspre faptul că inima ni s-a legat de idoli. Înspre faptul că ne duce spre iad. Înspre faptul că ne dezumanizăm și în loc să creștem spre cer, creștem înspre iad. Și Dumnezeu ne-a luat ca și obiect al dragostei Lui. Și David spune, când privești cerul, luna și stele pe care le-ai creat, galaxiile, mă întreb ce este omul ca să-l bagi în seamă și fiul omului ca să-l cercetezi. David spune, e o taină, e un mister. Când mă uit la gloria creației, când mă uit la imensitatea cosmosului, când mă uit numai la ceea ce văd, la imensitatea cerului, a boltei, Doamne, ce ai găsit în om? Ca din tot universul acesta să-i dai atenție.
Să-l bagi în seamă. Ai fost vreodată undeva când nu te-a băgat nimeni în seamă? Ai fost vreodată într-un loc în care te-ai simțit ultimul om că nu te-a băgat nimeni în seamă? Știi ce spune David? Din tot cosmosul acesta, tu devii obiectul dragostei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te bagă în seamă. Și Dumnezeu îți dă atenție și Dumnezeu te cercetează. Și te iubește așa de mult încât de dragul tău l-a trimis pe Fiul lui din cer. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Uită-te acum la modul în care Dumnezeu te-a ales. Modul în care Domnul se raportează la tine și la mine. Și ne uităm cum ne raportăm noi la El. Care e cea mai mare poruncă? Avem capacitatea de a iubi. Porunca cea mai mare este: așează-ți dragostea. Ancorează-ți dragostea în Creator, în Dumnezeu. În Cel care ne-a iubit, în Cel care și-a dat Fiul pentru noi. Și când sărbătorim astăzi cina Domnului, ne uităm la ceea ce ne-a spus Domnul Iisus și fiindcă i-a iubit pe ai Săi, i-a iubit până la capăt. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Și pentru că ne-a considerat atât de prețioși în ochii lui și a dat viața pentru noi. Și acum, prin cuvântul Scripturii, ne spune: Fiule, dă-mi inima ta. Și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Frați și surori, ne apropiem de cina Domnului. Știți ce l-a întrebat Domnul Iisus pe Petru după înviere la Marea Tiberiadei? Petre, mă iubești? Întrebarea este pentru mine, întrebarea este pentru tine. Și dacă îl iubești, și dacă inima ți-e legată de el, haideți să ne apropiem de masa Domnului, renoindu-ne dragostea, spunându-i Domnului: Doamne, aprinde dragostea în inima mea, mărește-mi dragostea, nu mă lăsa să mă duc în idolatrie, ci Doamne, fă ca toate izvoarele mele să fie în Tine, Dumnezeule. Amin.